bine ați venit la Stax TV, un nou episod cu mașină modificată din Suedia, de aici de la Gatebil. Avem un Volvo, că la noi cu Volvo 740 e mai greu, așa că trebuie să luăm avionul să găsim o mașină și să o prezentăm, că na, vorba aia. Bine ați venit la un nou calup de publicitate, aici la Stax TV. Trebuie să trăim, așa că trebuie să vă ținem la curent cu noile trenduri în materie de economii. Că noi trebuie să facem și economii, că băgăm banii în mașini, știți foarte bine. Așa că, cum am ajuns noi aici în Suedia? Păi, am folosit o aplicație cu care am cumpărat biletele de avion mai ieftine decât dacă am fi fost români. Că asta e viața, când ești român, ești pedepsit. Ce aplicație? Foarte simplă. Aplicația se numește Surfshark. Ce înseamnă Surfshark? Înseamnă o aplicație care te ajută să schimbi VPN-ul, adică să schimbi locația de unde intri pe internet. Poți să te dai american, poți să te dai olandez, poți să te dai, senior, mexican. Adică poți să schimbi naționalitatea pentru a beneficia de diverse promoții sau de a beneficia de alte filme sau alte seriale pe Netflix, pentru că Netflix-ul este și el în funcție de țara în care se distribuie. Așa că dacă doriți să aveți avantaje de preț, de promoții, de tot felul de aplicații de genul ăsta, bilete de avion, vizitați Suedia, faceți episoade cu Volvo de-astea, cu 1000 de cai și așa mai departe, puteți să vă downloadați aplicația Surfshark, aveți siguranța navigării pe internet, nimeni nu vede ce site-uri ați accesat, că poate e vorba aia. Știți, suntem și noi băieți, nu că fetele nu s-ar uita, dar na, eu sunt și misogin și trebuie să țin steagul sus. Așa că aveți siguranță, aveți avantaje în achiziționarea de promoții, bilete, filme, haine și așa mai departe, ce vă doriți dumneavoastră, cu 3 luni gratuit de la noi, de la Surfshark. Dacă vă faceți abonamentul, să testați, să vedeți, să ne spuneți și nouă în comentarii cum este, dacă chiar funcționează. Surfshark, atât de simplu. Avem aici un Volvo cu un motor simplu de 2JZ, Toyota Supra, așa cum știți, peste tot, că se folosește cu o turbină de la Precision, un intercooler imens, mașina dezvoltă undeva la 840 de cai la roți. Aici discuția, când întreb de cai, este foarte simplă, tot se referă la puterea de la roată. Sunt foarte multe Volvo pentru că suntem în Suedia, în țările nordice, na, știți că ei sunt și foarte patrioți când vine vorba de mașinile lor, dar o să vă povestesc un pic de băiatul ăsta, are 32 de ani, mașina a cumpărat-o la 18 ani. Mașina când a cumpărat-o a fost cumpărată pentru un proiect, adică un proiect de tuning, cum majoritatea oamenilor din România primesc mașini de la părinți și le modifică pe alea, aici sunt puțin mai dezvoltați și își cumpără cam ce vor ei. El și-a dorit un Volvo pe care l-a modificat de-a lungul timpului pentru tuning. Partea de tuning a mașinii s-a tot dezvoltat și mașina a crescut în putere. Haideți să vă arăt, avem aici o variantă de mașină, tot un 740 al prietenului nostru, care este expusă, ca să vedem cum arată o mașină modificată. Băieții ăștia, noi am ales pentru că sunt foarte atenți la detalii și o să vedeți pe cadrele lui Marius că atenția la detalii este o nebunie. Eu am vorbit cu el și am zis să facem episodul ăsta în română, nu în engleză, pentru că engleza mea este rusească și pentru că noi suntem un canal românesc și atunci suntem și noi patrioți la rândul nostru și vrem să prezentăm proiectele în român. Aici avem un Volvo făcut clean la motor, cu niște jante BBS cu suspensie și tot ce vedeți voi, capotele care se ridică mai mult și tot felul de detalii. Același lucru l-avea și omul ăsta și a spus, domne, în momentul în care ajunsesem cu mașina să aibă o putere mare, să merg cu ea pe stradă, lucrurile nu mai erau legale, nu mai puteam să omologhez așa de ușor modificările mașinii, am tot încercat să o testez și am venit să o testez pe circuit. În momentul în care am intrat cu ea pe circuit, mi-am dat seama că vreau să construiesc o mașină de curse. E, în momentul în care mi-am dat seama că vreau să construiesc o mașină de curse, am făcut o mare greșeală. Am început să tai mașina mea modificată, tuning style, să o fac de curse. Băieții ăștia la drift aici, ca mașina să fie considerată o mașină de drift, trebuie să partea din față și partea din spate se transformă în părți tubulare. Cum vedeți și aici la modelul nostru, avem și aici partea de după oale, este făcută din niște tech, ca mașina să poată fi reparată mai ușor dacă se strică. Băiatul nostru a spus că a făcut o greșeală teribilă în momentul în care a ales să taie mașina aia, care arăta ca asta, modificată perfect, cu detalii nebunești. A făcut o greșeală pentru că trebuia să cumpere alt Volvo, stock sau într-o stare așa cum era el,
și să-și păstreze mașina modificată, dar toți facem greșeli de-a lungul vieții, pentru că la 22 de ani n-avem mintea de la 32 de ani cât are el acum și își dă seama de regrete, dar nu mai contează, experiență și poate să ne spună nouă și altora care sunt mai mici și încep acum drumul ăsta al mașinilor modificate, că nu e bine să te duci într-o disciplină și după aia să vrei să o muți, mai bine ții altă mașină. Vorbim de motor, tot este forjat. În motor de la piston, el e tot forjat. Vorbim de performance, oamenii setează aici ceva, tot un 2JZ, bineînțeles. Un intercooler imens, sper că vedeți, îmi pare rău că am pus degetele aici și am lăsat urmă, o să-i cer o cârpă să șterg, pentru că omul este obsedat. It's crazy. I tell them that you are crazy. I put three fingers here that I need something to wipe, you know? Because, okay, this is the guy who made the car. This is the guy from Freak Stat. El are un service al lui propriu și personal. El este electrician. Nu vinde soluții tehnice. Le face pur și simplu personal și ne povestea că nu are legătură să vorbim de sumele investite de bani, dar sunt foarte multe detalii, cum ar fi și acest detaliu la capotă, care face capota să stea așa drept, adică nu sunt lucruri normale, totul este custom la mașină, mașina este din fibră de sticlă, aripile veți vedea pe interior de fibră de sticlă, bara față este de fibră de sticlă, ușile spate nu mai există, sunt sudate, geamurile sunt de plexi, doar parbrizul este unul normal, avem jante, avem frâne, mașina merge cu anvelope normale sau semislic în funcție de costuri. Banii nu sunt nelimitați. We don't have unlimited money. Banii nu sunt limitați. Noi ne uităm la mașinile lor și zicem, mamă, 840 de cai, doar cutia de viteză este o cutie secvențială cumpărată de la o firmă din Suedia care produce cutii motorsport secvențiale pentru 2JZ. Doar cutia a costat undeva la 20.000 de euro, dar oamenii fac economie la anvelope. Anvelopele sunt anvelope de stradă cu dot foarte vechi. M-am uitat la ele, nu sunt crăpate. Au găsit înțelegerea unor companii care țin anvelopele pe stoc, nu se vând și le cumpără ei la un preț mai bun doar pentru că au un dot foarte, foarte vechi, dar starea lor este foarte bună. Într-o zi de gatebil, cum sunt zilele astea în care avem 80 de mașini pe sesiune, el consumă 4-6 anvelope pe zi, dar au fost zile de gatebil când a venit aici, când gașca era mai mare și s-au dat mult mai mult pe circuit, pentru că erau mult mai puține mașini și ajungeau la 20 de seturi. Când zic seturi, mă refer la două gume pe spate, fața ține ceva mai mult. Hai să vedem un pic lateralul mașinii. Oamenii vin aici și spun că mașina este foarte clean și foarte atentă la detalii. Vedeți lateralul? E extraordinar de bine. Mașina asta, în povestea ei, a fost terminată în anul 2021, pentru că înainte de anul 2021 a suferit un accident și a trebuit să fie reconstruită. Mașina a participat în campionatul norvegian de drift. Acolo a și avut accidentul. În momentul de față nu participă niciun campionat pentru că nu s-a strâns bugetul necesar pentru a putea participa, dar nu se știe niciodată. Sponsorii sunt pe partea de jos a mașinii. Vedeți aici partea de fibră ușă, aripă ușă spate care este complet cu tot panoul de spate cu aripă, intake-urile pentru partea de răcire spate. Avem aici o poveste cu plafonul. Plafonul este de sticlă și oamenii spun că nu au un tunel aerodinamic, dar reușesc cu niște pene foarte nebune să le pună pe mașină și să vadă partea de aerodinamică. Și ei au testat, pentru că au prieteni care au aceeași mașină, și au testat pe partea de portbagaj să găurească partea din de sus și să pună radiatoarele acolo, dar în tunelul lor aerodinamic au ajuns la concluzia că nu ajunge suficient de aer în portbagaj, așa că el a tăiat aici, pe plafon, a făcut o cupuri din astea cu aceste geamuri de plexi să prindă tot aerul care vine pe plafon și să-l ducă prin această tubulatură la radiatoarele din spate. Spune că niciodată mașina nu s-a încălzit pe partea de apă, iar pe partea de ulei are termostat și stăm tot timpul între 100 și 110 grade. Când vorbim de detalii, vreau să vedeți acest ceas care reprezintă nivelul de combustibil din rezervor. El a spus că l-a pus aici pentru că în momentul în care vine de pe circuit,
și mecanicul se uită singur la ceas, își dă seama câtă benzină mai e depus și nu mai există comunicarea între ei. Ai pus benzină, n-ai pus benzină. Este o procedură standard. Iar pe partea cealaltă vreau să mai, să mai vă arăt un detaliu. Este această priză pentru charger. Mașina asta tot timpul l-a încărcat. Aici la Gatebil avem și partea de noapte, iar oamenii prezintă mașinile foarte frumos, au neoane de dedesubt, neoane în mașină și atunci trebuie să stea la încărcat. Îmi place că se gândesc la toate lucrurile și îmi place că totul arată impecabil aici la oamenii ăștia. Sunt efectiv obsedați când vine vorba de detalii. Așa arată partea din spate, da? Repet, tot pe este custom. Suportul ăsta de la eleron este 3 de prim. Partea din spate tăiată, așa cum știți, se obișnuiește la mașinile de drift. Vedem aici diferențial. Avem, îl întrebam pe om de greutatea mașinii, n-a vrut să ne spună, a spus că este secret, dar că mașina este mai grea decât credem. Pe lângă asta, când au cântărit mașina pe fiecare colț, și-au dat seama că au nevoie de niște greutăți suplimentare, așa că le veți găsi aici pe mașină. Are 5 kg o placă, iar aceste plăci sunt stânga, dreapta, spate și în mașină. Anvelopele folosite astăzi sunt semi-slick pe spate cu 265-18 dimensiunea. Iar pe partea de interior o să-l invit să ne prezinte el, pentru că n-am apucat să vorbesc cu el de partea de interior și nu știu să vă spun foarte multe, dar așa cum știți, motor 2.800 de cai, cutie secvențială. Nu știu dacă v-am zis, dacă roll cage-ul însumează 40 de metri de țeavă pentru roll cage și hai să mergem la interior. Eu pot să vă spun că totul este aici custom și lucrurile nu sunt făcute doar de show. Totul este util, dar am să-l las pe el să ne spună de ce bordul este așa, de ce coloana de direcție este mai lungă, tunelul, cutia și așa mai departe, pedalele care sunt fiecare cu suportul lor de lichid. E la alt nivel tot ce se întâmplă aici. Ok, you can now tell the guys, why do you have this big mirror, man? Actually, I don't see anything in the mirror. Okay. I only see the passenger's face. Ah, okay. So it's not for any okay. use. Okay. So yeah, we have the hook for the okay. steering wheel. Okay. And also this one we custom engraved with our logos, and we have a radio communication in the car, so okay. we can put this into my helmet, and we can talk with the crew. Okay. The dashboard is a custom made fiberglass with flocking, yes. for the sun reflection. Yeah. And it's a custom made woodward steering column with the ECU master dash log with everything custom software inside. We have this big roll cage, about 40 meters of tubing, large gear tunnel for easy maintenance and good space. We have the sequential gearbox from Celon, and we have the Tilton pedal box with the ASD handbrake. And the electronics in the car are very motorsport, middle spec, high end. We spend about 200 hours just making the harness, so everything is canvas and there's no fuses or relays, it's just PDM and advanced technology. So I can show you later the electronics. And also we have this analog meters just for double up, really. Okay. Just to check. Just to double check. Double check. Okay. And we have the fire suppression system. Okay. With these nozzles. You have it also in the engine compartment, okay? Yeah, engine bay. Okay. And we can lock our brakes for burnouts. Oh my god! And we can also adjust the pressure on the rear brakes. Okay. And we can adjust the balance okay. on the brakes. Front and rear. Front and rear. Okay. Also, we just make a lot of small details like this plate. We use custom laser engraving with our logo, and I like all the small details, really. You are crazy, man.
Thank you. I guess. You are crazy, man, with the details. You are crazy with the details. It's a great build. It drives great. We saw it on the truck. It had a lot of smoke, a lot of power. Everything is custom. Also, you have here for the water bottle support. Yes. It's crazy. I don't have what to say. I'm glad you like it. Man, I'm in love. I will come here every year to see you. Nice. I'm looking forward to it. Thank you very much for your time. Pleasure. Urmăriți-l pe băiat, în descriere o să aveți linkul lui de Instagram și de YouTube, să puteți să vedeți ce se întâmplă cu mașina dacă vreți să fiți mai aproape. Și dacă veniți la Gatebil, faceți o poză cu el, spuneți-i că ați văzut episodul la noi pe YouTube. Oamenii sunt foarte ok aici, sunt foarte primitori și foarte deschiși și vor să vă arate ce au făcut, pentru că este mândria lui de atâția ani de zile. Nu e vorba de companii, nu e vorba de servicii care vor să-și facă reclamă. Totul este pe persoană fizică, așa cum îmi place mie să spun. Share, like și subscribe. Deci dacă ați rămas până la sfârșitul clipului și vedeți cum sudez toba la superb, dar astea sunt din culise, astea, așa e ea. Nu uitați să vă abonați la Subshare, pentru că este combinație, dacă nu îi răspund eu. Răspund eu, trei luni gratuit, testăm, facem, avem avantaje. Ce să vrei mai mult de atât? Chiar n-ai ce să vrei. Share, like și subscribe.